Venind încoace, am văzut peisajul străzii, am văzut o lume liniștită, relaxată în sărbătoare. E sâmbătă, duminică, weekend. Poți vedea și creștini fericiți în ziua sabatului. Griji, dureri s-au dus, iar noi ne bucurăm de harul lui Dumnezeu. Toate bune până aici. Problema este că întotdeauna oamenii și foarte mulți creștini au fost surprinși de evenimente. Se știe că înainte de a lovi o tornadă sau o furtună teribilă, să lasă o liniște. Și când vor zice pace și liniște. Să lasă o liniște teribilă și oamenii zic, oh, e bine. Iar această liniște este doar un semnal, o avertizare. Să știți, anul trecut ne-a surprins pandemia, a început isteria, și acum aud că există, din nefericire, zvonistici între cei care ar trebui să știe ce e și ce nu e semnul fiarei, că vaccinul sau știu eu ce e semnul fiarei. Dar a trecut timpul și ne-am mai liniștit. Ne-am învățat și cu pandemia și cu amenințările obligativității unui vaccin. Auzim vești tari, dar ne afectează prea puțin. Pentru că omul are darul de a se adapta. În timp ce noi ne-am găsit confortul la cota aceasta adaptării, lumea e pregătită pentru fapte mari. Aș spune doar un cuvânt, fără ca să mă leg de subiectul în sine. Un creștin nu poate fi decât conspiraționist, într-un anumit sens. Adică, dacă Apostolul Ioan a spus în 1 Ioan 5:20, dacă nu mă înșel, că toată lumea zace în cel rău, este exact cu versetul 19. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Atunci ai numai de așteptat că lumea aceasta, 1 Ioan 5:19, e numai de așteptat că lumea aceasta fermentează, dospește ceva. Iar vă avertizez încă o dată că nimic din tot ce se întâmplă în lume la ora actuală, unii zic că nici măcar fenomenele meteo nu mai sunt naturale, pentru că omul prin sistemul HARP poate produce ce vrei tu, grindină, furtuni ale statului ionizat din stratosferă, care pur și simplu omenirea are puterea să se autodistrugă sau să-i distrugă pe alții. Scuze. Vroiam să spun că nimic din tot ce se întâmplă nu se întâmplă la întâmplare. Adică există un plan. Iar planul acesta nu stă în mâna unor oameni. Când am spus conspiraționist, nu m-am referit la conspirații omenești, că ăia sau ăilalți, ci este un diavol. Sigur, diavolul are degetele lui, brațele lui, are tentacule. Nu mă interesează tentaculele și nu sunt conspiraționist în sensul acesta. Dar orice creștin, dacă nu vede marea luptă, dacă nu vede conspirația răului cu hoardele de demoni pe capetele noastre, ăla nu-i creștin. Adevărul fundamental care diferențiază sau diferă adventismul de cealaltă religie evanghelice este viziunea marei lupte. Eu cred că suntem într-o mare luptă și eu cred că pandemia aceasta și tot ce se întâmplă în jurul pandemiei este un plan
un plan agresiv al diavolului. Aș vrea să vă dau câteva scurte scântei. Unele le-am mai scăpat la ore. Știați că în 1995, la Conferința Mondială a Femeilor de la Beijing, sub auspiciile ONU, nu uitați, este un program, s-a lansat o agendă care a fost reluată la Conferința Mondială a Femeilor din 2000, apoi din 2005, din 2010, care stipulează ceva. Că trebuie să se schimbe, urmăriți-mă pe mine, vă rog, că trebuie să se schimbe mentalitatea iudeo-creștină. Atunci s-a hotărât sexualizarea copiilor. Voi nu știți, nici eu n-am știut. Cercetând am aflat cu stupoare. Și toată această explozie a pornografiei nu este altceva decât un plan dibaci, gratuit, ca să prindă pe toți, de a schimba reperele morale, valorile lui Dumnezeu și să dea o altă constelație, alte repere după care să ne ghidăm. Și aceasta este doar o parte. Ministrul de Educație din Austria a anunțat în 2015 că școala ar trebui să facă orice, cât mai mult, ca să îndepărteze influența părinților de copii. Auziți? Ce ciudat, dar pentru ce? Pentru că cineva, conspirația diavolului, vrea să câștige o generație prin care să se impună o nouă resetare, o mare resetare. Nu ăsta e subiectul. La una din orele mele, cred că în clasa 11, o fată, nu-i spun numele, mi-a spus: vorbiți-ne despre modul de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Vrem să-L cunoaștem pe El. Și atunci am creat acest cadru înnorat al Marei Lupte ca să vorbesc despre biserică în acest context. Dacă vreți, vă dau raportul unui sondaj european. Ce face biserica într-o epocă în care furtunile încep să lovească, în care toate vocile autoritare spun, deci toate spun, că în urma pandemiei lumea nu va mai regăsi viața, nu va mai regăsi reperele sau condițiile în care a trăit până acum. Vom intra în altceva. Ce face biserica? Vorbesc mai întâi despre biserica creștină în general. Păi, ca niciodată, biserica are niște avantaje formidabile ale tehnologiei. Poate vesti Evanghelia pe unde? Pe unde video? Noi, dacă vreți, am înconjurat pământul cu mesajul Evangheliei, încât orice om care vrea poate să găsească pe Hristos. Și necazul este că lumea nu mai vrea. Și nu este în această incapacitate de motivație, de dorință, pentru că n-ar avea nevoie de Hristos. Cineva spunea întrebarea: se moare la voi? Acolo unde zice nu merge Evanghelia, se moare, se moare. E, atunci e nevoie de Evanghelie. Evanghelia este valabilă oricând, atât timp cât oamenii sunt conștienți că pământul ăsta este nimic, că este praf și cenușă. Și atunci, de ce oamenii nu mai vor Evanghelie? Pentru că biserica și-a pierdut relevanța. Știați că Conferința Generală prin fratele Mark Finley a lansat proiectul a 10 zile de rugăciune. Și cineva m-a întrebat: dar biserica noastră, Uniunea Română, de ce nu s-a angajat, n-a preluat programul? Nu e Uniunea, nu ea,
este cauza. Cauza este alta. Degeaba anunță că oamenii nu se roagă. Dragii mei, există, dacă vreți, religia, așa cum o concepem tradițional. Mă uit la mulți tineri, m-am întâlnit cu tineri în diferite ocazii, în campusuri, la întâlniri de tineret. Am avut chiar recent una la Ofnița. Au fost vreo 130 de tineri, dacă socoteala e corectă. Și am observat că foarte mulți sunt adventiști, pentru că așa s-au născut. Adică au descoperit o alimentație corectă, au descoperit sabatul, au descoperit nu înjurăm, nu bem alcool și trăiesc în acest mediu. Exact cum altul nu poate trăi decât în mentalitatea lui. Iar ei țin ritualurile. Este un mod de a-ți trăi credința, ritualuri. În rest, viața este viață. Te uiți și tu la meciuri, te uiți și tu la, știu, la ce alte prostii, dar ritualurile se respectă. Și aceasta se cheamă ritualismul. Sunt alții într-un stadiu, zic eu, mai avansat de a înțelege religia. Pentru că religia nu stă în a ține sabatul, ci în a fi moral. Iar aceștia sunt moraliștii sau legaliștii. Ei știu că, de exemplu, a te uita la anumite filme nu merge. Ei știu, de exemplu, că a nu fi cinstit, a înșela pe aproapele sau a spune un white lie, o minciună albă, care se acceptă, nu e acceptabil. Oamenii aceștia cred și sunt convinși că ceea ce contează în mod fundamental este să fii om de treabă. Sigur, e mai bine decât ritualiști, dar nu-i religie. Și există o a treia categorie, cea a creștinilor care au o experiență personală. S-ar putea ca mulți dintre noi, sau dintre noi în general, nu noi doar din sală, să avem o credință colectivă. Știți ce înseamnă credință colectivă? Toți credem într-un Dumnezeu, toți credem într-un... Ca la examinare pentru botez. Credeți că este Dumnezeu personal? Da, e o credință colectivă. Dar dacă te întreb pe tine mai mult sau pe mine să mă întrebe mai mult, nu știu, eu știu că așa e adevărul, așa scrie în Scriptură, e o credință care ne leagă foarte bine, dar care nu este încă nimic. Și nu este nimic pentru că omul încă nu înțelege că Dumnezeu nu este într-o realitate paralelă, într-o lume paralelă. Noi suntem noi aici și Dumnezeu e în lumea cealaltă. Iar noi comunicăm prin telegrame, prin mesaje și uneori ne răspunde. Și că nu trebuie decât să fim cu minți morali, mă refer la faza aceasta, că Dumnezeu de acolo din lumea lui are... din când în când, prin firele lui, prin ițele de marionetă, răspunsuri. Când Dumnezeu spune, eu sunt aici. Cu alte ocazii, am căutat să conștientizez realitatea unei prezențe malefice ca să ne dăm seama că lumea aceasta nu este a noastră și o altă lume paralelă cu demoni și cu îngeri, ci că totul se petrece pe pământ, iar noi suntem doar niște pioni pe tabla de șah, care suntem mutați de o mână, sau de altă mână a lui Dumnezeu.
Nu vreau astăzi să mă ocup de lucrarea celui rău. Deși vă spun, este un argument zdrobitor, pentru că intră conștiința prezenței întunericului chiar aici, în locul ăsta, că nu e rușine lui, nu i-a fost rușine să vină nici măcar la Hristos, să-L ispitească pe Domnul Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Cum o să fie rușine să stea lângă un păcătos ca mine? Ei bine, pentru atei sau pe anumite categorii de oameni care se îndoiesc de existența unei lumi supranaturale, argumentul demonismului este zdrobitor. Aș vrea să mă refer în mod special la argumentul luminos. Aș vrea să mă refer la două situații. Cu timp în urmă, am citit o istorie petrecută pe 6 noiembrie 2006. Este istoria unui bărbat bun creștin, pe nume Bruce Van Natta. Cunoaște cineva istoria lui? Bărbatul acesta, de 37, a fost un copil credincios într-o familie evanghelică din America, unde duminică mergeau la școala duminicală, a învățat cântările, cânta în corul copiilor, a crescut mare, s-a botezat și a rămas un creștin moral, credincios. Credincios. În ce măsură, cu o experiență personală, rămâne de văzut. Cert e că avea credința colectivă. Când auzea povestiri misionare, simțea că și ar trebui să meargă. Nu, dar el e un băiat modest, el este un temperament secundar, lui nu-i place să iasă în față. Odată învățătorul școlii dominicale a spus: Bruce, nu vrei și tu, băiatul era acum de 14 ani, nu ești tu acum să te dedici pentru Hristos? Și eu ziceam să mă dedic în cămăruță. Adică o să-mi trăiesc viața sfântă, dar fără să mă expun. N-am darul să-mi scot sufletul. Și băiatului, căruia nu i-a plăcut cartea, extraordinar, n-a vrut să fie mare intelectual, a spus: mă fac mecanic, îi plăceau mașinile. De când era mic, desfăcea și făcea mașina bunicului său, un Ford vechi. Și s-a făcut mecanic. L-au ajutat părinții și a făcut o hală mare și a mers bine. Iar el repara în mod special tracuri. Tracuri, niște mașini care transportă marfă, mașini grele. Pe 6 noiembrie era o zi de marți, 2006. Bruce tocmai terminase de reparat un Dynamite Truck Peterbilt. Sunt niște truck-uri uriașe care cară trunchiuri de copac, trunchiuri masive, nu, din păduri seculare. O mașină de 20 de tone. Și i-a reparat problema, dar șoferul spune: Bruce, fii te rog amabil și uite-te la punctul cu tare, e chiar sub motor. Ok, zice el. Mașina era ridicată pe o parte, era cricul care ținea povara în partea dreaptă. El se vâră, se împinge cu picioarele înăuntru. Unde? Acolo, da. Hai, ia, vezi, pornește. Și în momentul acela ceva se întâmplă, cât pac! Cricul sare, roata nu era la loc, roata ar fi ținut, și se prăbușește greutatea, partea din față, de 5.000 de tone peste abdomenul lui. Bruce, nu vă imaginați, și lasă doar 3 centimetri între beton și el. Pur și simplu l-a ghilotinat. Ah! În momentul acela sângele izbucnește pe gură, pe nas, o durere cumplită îl sfâșie și atunci
mai apucă să strige, auzi, vezi, ridică, fă ce poți, omul coboară nebunit, un om mai în vârstă îl mângâie, ce să facă, Bruce, asta e, ce să facă, fii tare, hai. Iar Bruce, deodată se întâmplă ceva, lângă el apar două arătări foarte luminoase, care emanau lumină. Asta vede doar el. Și care au pus fiecare o mână sub mașină și alta pe el. Și în timp ce se afla în această stare, aude două voci. Închide ochii, una tare, o voce puternică. Mori, gata, n-are rost să mai trăiești, ci o să intri în rai. Altă voce îi spunea, Bruce, mai liniștită, luptă, nu te lăsa, nu ceda, rezistă, tu trebuie să trăiești. Abia după 30 de minute a venit salvarea. Evenimentele se petrec în statul Wisconsin, deci un stat nu foarte la pe coasta de est, și coboară medicul, se uită la el, păi știți ce înseamnă asta? S-a constatat ulterior, 5 artere principale sunt sparte, hemoragie internă, 3 fracturi de vertebre, splina spartă, pancreasul spart, intestinele praf. Și ea zice, e mort. Dar știind că e Bruce și bunicul ei era tot Bruce, zice, Bruce. Și îl deschid ochii. Nu e mort! Repede! Cumva reușesc, ridică, îl scot cu elicopterul, duc și medicii spun, păi, de ce l-aduceți? E mort? Nu e mort, e viu. Puneți-l pe masă de operație. Când îl deschid, toate sunt sparte. Intestinul subțire e 7 metri. Au scos 6. Pentru că nu mai aveau ce face. 6 metri. Arbascul. Iar partea cea mai importantă, unde se absorb substanțele nutritive, din partea aceea de, știu, 3 metri, au rămas doar 25 de centimetri. I-au scos cât au putut, l-au pus pe aparate și, sigur, el era în comă, i-au băgat hrănire artificială și ziceau a doua zi, pregătiți familia să vină cu ce trebuie, pentru că crapă. Și Bruce nu crapă. Trăiește. Bine, bine, trăiește, dar ăsta nu mai e om. El nu se poate trăi. El stă pe aparate și atât timp cât îl hrănesc, atenție, artificial, chiar dacă îl hrănesc artificial, mai mult de un an nu trăiește un om hrănit artificial. De la 80 și ceva de kilograme ajunge la 56. Vă dați seama, îl hrăneau, dar el slăbea și probabil că va muri. Vă dați seama, avea 4 copii acasă. Soție, și au spus, trebuie să ne rugăm pentru el. Să ne rugăm. Și au anunțat prin internet, prin rețelele de comunicare, și au început să se roage pentru el. Spiritul lui Bruce, în timp ce era în această paralizată convalescență, pentru că era, nu se putea deplasa, stă în mampat, vertebrele erau rupte oricum și acolo trebuiau alte intervenții. A avut 5 operații în timpul acesta, cât vă spun. În timpul acesta, Bruce are o atitudine pozitivă. Știți care este răspunsul standard? Fac o paranteză acum. Am citit în volumul Astăzi este ziua, un devoțional de demult. O experiență a sorei White, o paranteză, în care sora White, pe la ora 12, simte
o putere întunecată și încep să o doară toate. Ea se roagă, Doamne, dacă e voia ta. Și la ora 5, și mai tare, și spune că simțământul unei prezențe blestemate, malefice, era în cameră. Și atenție, care este soluția? I-a spus, Tată, Dumnezeule, Tu știi totul. Tu știi și asta. Și în momentul când și-a lăsat povara în mâna lui Hristos, prezența întunecată a dispărut. Auziți? Și Bruce spunea, mă întorc la Bruce, Doamne, Tu știi totul. S-a întâmplat, dar Tu știi. Și când știi că Dumnezeu nu îngăduie celui rău nimic decât ceea ce este spre binele tău și slava Lui, atunci treci prin orice pierdere, treci prin orice neîmplinire. Tu știi, știi, Tată, Tu știi. În februarie 2007, deci noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, după 3 luni și jumătate, aproape 4, un cetățean pe nume Bruce, tot Bruce, Bruce Carlson, care locuia în New York. Nu era un prieten apropiat, dar cu un an sau doi în urmă s-au întâlnit pe plajă. Creștin ăsta, creștin și celălalt, s-au rugat împreună, s-au împărtășit de experiențele cu Dumnezeu și erau în rețeaua de informat, de rugăciune, să spunem. Și în timpul acesta, Bruce Carlson din New York, noaptea e trezit, în care impresia de pe mintea lui care stăruia îi spunea, du-te la Bruce Van Nata și roagă-te pentru el. Dar eu sunt un laic, eu nu sunt pastor, eu să mă duc eu să mă rog. Se culcă la loc. Din nou, o poruncă puternică, du-te! Dar el spune, Doamne, cheltuieli, avionul costă, problemele sunt grele, cum să mă duc eu? Și n-are pace până când nu spune, nevastă, plec. Unde plec? La Bruce să mă rog pentru el. Nevastă zice, dragă, dar sunt pastor, oameni unși cu... nu pot, nu mai am liniște, trebuie să merg. Bine, du-te! Și pleacă. Când intră în salonul amărâtului, Bruce l-a recunoscut pe vizitator. A, ce cauți aici? Uite, Dumnezeu mi-a zis să vin să mă rog pentru tine. Ok, foarte bine. Carlson se pleacă pe genunchi. Un simplu membru. Atenție, toți avem această chemare, nu doar unii cu stele pe epolete. Își pune mâna pe capul lui și spune, Tată, Doamne, m-ai trimis să mă rog pentru el. Doamne, am venit în puterea Ta și intestin, în numele lui Hristos, îți poruncesc să te lungești. E o rugăciune idiotă. Poruncești tu intestinul la ce te audă? În momentul acela, un curent trece din creștet prin tot trupul lui Bruce, deci îl ia și simte că ceva se întâmplă în burta lui. Carson vede și Bruce se uită la el. Nu știe ce e, dar se frământă ceva în burtă. Carson și-a rămas bun, pleacă și acum vin medicii. Hai la CT. Computer tomograf. Și zăresc acolo un intestin care de la 17% cât era intestinul subțire, s-a făcut 51%. Și exact partea aceea care absorbă nutrienții s-a refăcut total. Dar uite și splina! A întinerit. Și pancreasul e bun! Și nu ne putem imagina
E caz documentat cu spitalul, cu medici, cu documentație. Este documentație serioasă în spate. O puteți găsi pe internet. Și omul a fost lăsat acasă să meargă la atelierul mecanic. În câteva luni a ajuns la 77 de kilograme. Numai că el spune, mamă, iubito, ce soției, dacă Dumnezeu a făcut cu noi așa ceva, înseamnă că a venit și mie rândul să nu mă mai ascund, să ies afară. Și-a închis atelierul, l-a vândut și-a înființat un ministry, o asociație de slujire. Și merge Bruce Van Nata, îl găsiți pe internet. Merge de colo-colo să spună istoria lui și cât de implicat e Dumnezeu în acest spațiu, nu în lumi paralele. E chiar aici cu tine, e cu mintea ta. Știe gândurile, știe supărările inimii, oftica sufletului tău că n-ai un anumit lucru și vrea să ne duce, să ne învețe. Poate mă întreabă cineva, astea sunt în America, dar nu în România. Dumnezeu e selectiv, nu? E lumea nouă, asta e lumea veche, aia e lumea mai credincioasă, protestată. Noi suntem foști, știu eu, comuniști, ortodoxi, oameni, lume întunecată. Dragii mei, am lăsat special versetul, textul biblic, în momentul acesta și voi și încheia cu el, dar mai am. Și anume, aș vrea să vă citesc din Evanghelia după Matei, sfârșitul de la una din parabolele intrigante care te intrigă din Evanghelie. Matei 25, versetul, hai să nu merg, la, merg dincolo, Matei 7, 7 cu 23. E mai bine așa. Atunci, spune Mântuitorul celor care strigă, Doamne, Doamne, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine toți cei care lucrați fără de lege. În general, adventiștii insistă asupra ultimei părți. He, ăștia care nu țin legea. Nelegiuiți. Măcar că accentul sau cheia înțelegerii întregei tensiuni a dramatismului nu stă în lege, ci nu v-am cunoscut. Și acum vine întrebarea, tu cunoști pe Dumnezeu? Știți cum e cu cunoașterea? Am mai spus-o cu alte ocazii. Nu știu dacă și aici. Există o cunoaștere logico-matematică pe care o realizez pur în mintea mea, cum, știu, savantul sau Einstein a înțeles teoria relativității. E în minte. Deci eu cu mintea mea pot să concep, să gândesc, să cunosc ceea ce nu poate să fie cunoscut prin simțuri. Asta e cunoașterea logico-matematică. A doua cunoaștere este cunoașterea experimentală sau științifică, în care nu sunt eu singur, eu subiectul cu mine, ci eu subiectul și am un obiect pe care cercetez, o gâză sau, știu eu, o situație materială. Și o examinez cu microscopul, cu testere, în care eu subiectul și ăla e obiectul. Deci există două părți, un subiect și un obiect. În cunoașterea logico-matematică este o singură parte, subiectul, eu. Și este o a treia categorie, cunoașterea personală, în care sunt doi subiecti, nu un subiect și un obiect, ci doi subiecti, iar cunoașterea aceasta nu poate să fie decât dacă tu te descoperi lui. Ce pot eu să știu despre oricare dintre voi? Nimic, decât dacă tu îmi spui, mă cheamă așa,
Vin de acolo. Și încet, încet încep să te cunosc în măsura în care tu te descoperi. Atenție! Și în măsura în care tu te descoperi, mă descoper și eu. Și ajungem să ne cunoaștem personal. Când Mântuitorul spune, niciodată creștini, fapte mari, miracole, draci în numele tău, minune în numele tău, ok, schelă, dar tu mă cunoști, eu te cunosc. În ceea ce privește cunoașterea personală, nu există decât dacă tu te deschizi, te descoperi. Și atunci Dumnezeu ți se descoperă personal și auzi, devine de acum încolo o viață în doi. Când știi că Dumnezeu este aici, cum pot eu să fac asta sau să zic asta sau să gândesc asta? Și pe măsură ce dezvolți relația cu Dumnezeu, îți dai seama cât de păcătos gândești, cât de egoiste sunt tendințele tale, gândurile tale și îmi pare rău, eu mă văd pe mine și sunt supărat pe mine, pentru că păcatul locuiește în mine. Nu-i dau voie. Dumnezeu zice, îl ține stăpânire. Dar eu tot păcătos sunt. Eu știu, vă spun deschis și sincer. Ceea ce este atât de important e că nu trebuie să cadă un trac pe tine. Nu trebuie să se întâmple nu știu ce nenorocire ca tu să te întorci spre Dumnezeu, să spui, Doamne, îmi deschid sufletul, vino tu în viața mea. Este nevoia golul după Dumnezeu care este în inima fiecărui om. Și vă spun, în relația mea cu voi, cu dragii mei, prieteni, elevi, liceeni, văd în mulți dintre voi pe omul cel nou. Poate nu în toți, poate eu sorb, eu sunt slab văzător, dar în mulți văd foamea asta de a fi, profunzimea sufletului, adâncimea locului în care am pus problema lui Dumnezeu. Vreau să vă mai povestesc ultimul lucru, pentru că sau îl cunoaștem pe Dumnezeu, sau degeaba. O religie ritualistă e bună pentru încasările conferinței, că dăm zecime. O religie morală e bună pentru oamenii din lume, că arătăm totuși un model creștin, că e un model recomandabil. Dar nu ne folosește nouă decât o religie experiențială, se zice. Nu experimentală, că noi, ci a unei experiențe, a cunoașterii personale. Eu eram stagiar, adică astet universitar, stagiar la conservator. Deja 3 ani se împlineau de când predam la clasa mea. Și pe de o parte am simțit nevoia să ies din sistemul acesta, pentru că ca și dascăl trebuia să urmez o programă analitică de muzică proastă. Păi mai, muzica e muzică. Nu, nu, nu. E o muzică care te duce la Hristos și o muzică care te duce la diavolul. O știu eu. Și am zis, Doamne, scapă-mă. Doamne, fă ceva. Părinții mei erau în coasta mea. Ei au investit totul ca copilul lor să fie un universitar și acum nu vreau eu, fă tu. Și mă chemase șeful BOB, Biroul Organizației de Bază a Partidului Comunist, și zice, ce aud despre tine, era chiar în iunie, ultimul an, al treilea, ce aud de dumneata, ești adventist? Eu zic, da. Dar nu se poate. Păi, dar suntem într-un sistem, tu ești un activist, tu trebuie să formezi tânăra generație în ideologia comunistă. Și am zis, Doamne, e finalul. Și de mult visam eu, dacă aș putea să fiu la seminar. Dar venisem din lume de 3 ani, în 71, și asta se întâmpla în 75, în 72 m-am botezat, în 75 se întâmplă lucrurile.
74. Am corectat. Și îmi exprim și eu dorința asta de a fi și eu seminarist, să fac seminarul. Eu avem un mentor, un medic de înaltă calitate, care fusese primul adventist în viața mea. Eu căutam pe Hristos în cărți, în rugăciune ca ortodoxul, dar el m-a luminat cu privire la Biblie. Nu mi-a spus de adventiști, doar eu l-am întrebat când a văzut câte știe și în felul acesta mai întâi într-o grupă m-a luminat cu privire la adevărurile biblice și apoi am dorit să vin și la biserică. Nu, hai la noi! Nu. Mi-a tratat problemele. Și am spus, Lucian, așa-l chema și pe el, fii atent, vreau să dau la seminar. Și a spus, e greșit. De ce? La ora actuală, pastorii sunt hăituiți de securitate. Unii sunt puternici, alții sunt vulnerabili. Nu-i cazul să te dai pe mâna sau să intri în pericolul acesta. Poți fi misionar și dacă nu ești seminarist. Și m-am dus acasă și am zis, Doamne, el e mentorul meu, el știe cel mai bine. Ce să fac? Eu am chemarea. Eu zic că e de la tine, poate greșesc. Și am spus, eu nu știu, în cazul ăsta eram la începutul credinței. Doamne, vorbește-mi un cuvânt, că eu nu știu, spune-mi tu ce să fac. S-a deschis la 1 Samuel 10. Nu v-ați aștepta să deschid aici, nici eu. Unde scrie, Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-alt om. Opa! Deci eu acum sunt dascăl, tu mă vei preface într-alt om. Când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Și am spus, Doamne, amin. Înseamnă că Tu ai un plan pentru mine să produci o schimbare. Eu văd semnele acestea că ăștia au vorbit cu mine și, într-adevăr, pe 2 septembrie 1974 mi-au dat avizul, preavizul, 15 zile vei fi dat afară din învățământul superior. Și probabil din învățământ, că dacă ești ștampilat ca adventist, reacționar față de comunism, n-ai șanse. 15 zile! Avem un prieten, îl chema Eugen, și-o zic, Eugene, eu vreau să mă pregătesc. Și el zice, și eu vreau, el era arhitect, terminase arhitectura, dar nu l-a angajat nimeni cu sâmbăta liberă, era comunism. Și atunci ne-am interesat, uite așa o carte groasă de Alonzo Werner, carte mare, veche, un fel de dicționar teologic, 44 de lecții, grele. Fiecare lecție avea circa 50 de texte biblice. Iar examenul de admitere era un examen de memorie. Ai învățat? Dacă le dai lecția bine, ai notă mare. Nu? Nu. Și eu zic, măi, Eugene, avem 15 zile. De pe 2 până pe 17, exact 15 zile era perioada nu doar de darea mea afară, ci și pentru examenul care se ținea în 17 septembrie. Hai să învățăm. Băi, cum să învățăm cartea asta toată? Era o carte groasă. Păi, hai să alegem lecțiile importante. Și împreună am ales lecțiile cele mai mari, 11. Restul, până la 44, tămâie. Dar le știam bine pe astea 11. Le-am învățat, cum spun unii, studențește. Adică am făcut mai întâi schema lecției, apoi mama schemei, știi ce aia? O faci și mai mică și înveți doar mama schemei. Că dacă ai mama schemei pe hârtie, o refaci schema și nu știi lecția toată. Țineți minte. Schema, mama schemei și înveți mama schemei. Și ce să vezi? Înainte de examen ne-am hotărât eu cu Eugen, auzi, postim. Și postim cu o rugăciune. Doamne, nu vrem să intrăm, fii atent, ci vrem să se facă voia Ta. Nu vă spun că pe mine mă păștea recrutarea în armată. Terminasem în 71 conservatorul și colegii mei au făcut deja la Dilibau, adică la munci, că muzicienii n-au decât la lopată loc. Și asta însemna cu sabatul pușcărie. Deci eu știam că norii erau deasupra mea, dar, Doamne, nu vrem să intrăm sau să nu intrăm, facă-se voia Ta. Și imaginați-vă că a doua zi, o spun pe scurt, mă scol
La 7:20. Țin minte că astăzi. Am avut un vis. Era proaspăt. Eram în biroul tatălui meu unde dormeam. Era patul. Vis-a-vis un birou din acela mare, de stejar cu două corpuri de dulapuri, sertare. Și era un spațiu în care încăpea unul singur, iar scaunul era cu brațe. Era un model vechi. Eu stăteam la birou, s-a deschis ușa, a venit cineva din dreapta, n-am văzut cine e, a luat cartea, cartea lui Alonzo Werner, a deschis-o și a spus lecția numărul 16. Lecția 16, 16. Și cum am scoat-o? Păi, repede m-am dus la carte, am deschis-o, lecția 16. Era din cele știute sau nu? Știute sau nu? Neștiute, că altfel n-avea rost. Și vai de mine, planul de mântuire se chema. Lecția 16, planul de mântuire. Eu, tămâie. Da, era 7, am avut timp să mă arăt, n-am mâncat, că era zi de post, iar de tramvaiul fugi, am ajuns în parcul Luigi Cazavelian, lângă Popa Tatui, un părculeț mic, acolo era în chirie Eugen, fluier, el apare la fereastră, parcă atunci se sculase. Era așa ciudat și eu zic, hai repede, repede. El coboară cu mâna ținuse de cap. Și ce e Eugene? El zice, am avut un vis. Și eu zic, am avut și eu. Spune tu, Jergebal, nu spune tu. Și eu încep. Eram la biroul lui tata. Și îl face așa. Ce e? Zic mai departe. A venit un om din dreapta. Se apucă de falcă. A deschis cartea, lecția așa și planul de mântuire. Iar el se albește. Extraordinar. De ce? Și că eu eram la birul lui taicătu. N-a fost multe ori la mine acasă. A venit un om din dreapta, a deschis cartea, lecția 16. Și nu se mai mișca. Era tuflit. Și zic, hai repede să învățăm. Dar nu se mișca. Băi, Eugene, hai! Și l-am mobilizat și ne-am așezat pe băncuța, o băncuță din parcul Luigi Cazavelian. Era ora 7:05, probabil. Și ne-am pus, scoate hârtia, schema. Ce urmează? Mama schemei. Fă, învață, zi textul ăla, zi tu, zi tu, zi tu. Băi, frate, până la 8 fără Nu, am greșit. Deci eu m-am întâlnit cu el pe la 7:20 și am stat până la 8:30, dragii mei, ca să învățăm lecția, că erau 50 de texte biblice. La 8:30 ne ridicăm, dar înainte am uitat să vă spun, ne-a văzut sora Costea, care era intendenta de la Popa Tatu. Dusese copiii la școală și ne vede în parc, traversează parcul și se... Fraților, nu sunteți la examen? Și a zic, nu, am avut un vis amândoi, că cu tare. A plecat și a spus pastorul, fratele Alexe Constantin, care locuia acolo în curtea adunării, Popa Tatu. Să știi că băieților le cade planul de mântuire. Au avut același vis amândoi. Noi la 9, eu știam la conservator, niciodată examenele nu începeau înainte de 9. Deci aici va începe la 9. Măcar că examenul a început la 8. Emoții. Și fugi repede, am luat mașina 37 care mergea pe labirint, am coborât, am intrat curtea labirintului goală. Și un frate pastor care lucra la casa de pensiune, grăbiți fraților, a început de oră. Nu vă spun că ni s-au muiat picioarele. Am apucat o frică, șocat. Păi, intrăm în aulă, că acolo era. Deschidem aula și vedem 70 de tineri, erau 15 locuri, 70 de tineri care vin la examen, fiecare era așezat pe un scaun cu braț, ca să pot scrie, și noi în față, magisteriul Comitetului Uniunii, erau toți acolo și în coasta lor, doamna Mihailov, inspectoarea de la culte. Fratele Artinian era în picioare și la ora asta, fraților, așa cum spune el, și noi, mici, ce să facem?
Și se întoarce spre comisie, se întoarce spre doamna Mihailov, i-a dat din cap. Și s-a făcut harul, uite, prin securitate, ca noi să intrăm la examen, aici în față. Ne-am așezat în față, scrieți numele, numele, scrieți data, data, scrieți teza la, scrieți numărul, tema, numărul 1. Planul de mântuire. Eu mă apuc să scriu, eu ce se moai? Ce faci? Eu nu mai așa putea. Nu credea că Dumnezeu e miraculos și lucrează aici minuni. Ceea ce nu știți dumneavoastră este că la data aceea nimeni care avea pregătire mai mult decât liceul nu avea voie să fie promovat. Împreună cu mine mai erau încă 5 care aveau licență. Era un profesor de chimie, unul de istorie, unul arhitectura, Eugen, mă rog, erau 6 în total. Și soarta era pecetuită dinainte. Lasă-i să dea, dar nu intră. Iar eu, fericit, am scris tot. Auziți? Aveam mama schemei. Știam schema și știam toată lecția în degetul mic. Vă imaginați ce notă am luat? Am luat nota prin fraudă. Frauda lui Dumnezeu. Că mi-a dat subiectul înainte, nu deșteptăciunea mea. Eu n-am niciun merit. Meritul lui a fost exclusiv al lui. Am luat prima poziție din cele 15 locuri de admitere. Dar nu-s deștept. Dumnezeu e minunat. A urmat apoi, după amiază, ascultarea orală. Ce să vă spun? Pentru că știam că Domnul e cu mine și facă-se voia lui și experiența de visul acela, identic la doi oameni, Doamne, Tu conduci lucrurile, am pace. După 3 zile, Eugen mă sună, era zdrobit. Este uscau lacrimile pe obraz, a primit vestea că n-a intrat. Ulterior aflasem că intrase al 7-lea din 15, dar era hotărârea inspectoratului, adică securității, nu intră. Toți? Dar mie nimeni nu-mi spunea nimic. Toți știau, dar eu nu știam. Și am sunat o săptămână, pacea Domnului, vă rog, știți ceva? Încă nu s-a anunțat. Ceea ce se întâmpla în momentul acela este că în dreptul meu s-a spus nu, dar uniunea, Dumnezeu să fie lăudat, în dreptul primilor doi, eu și fratele Orban Adalbert, a spus, vă rog, sunt primii doi, sunt chiar primi, dar sunt primi. Ei, și a fost o luptă ca și în timpul lui Daniel cu Gabriel, care s-a luptat cu împăratul mezilor. 2 săptămâni erau tensiuni. Dom'le, dar chiar primii doi, dar chiar primii doi. Și sfârșitul a fost că, cred că era 1 octombrie, trecuseră 2 săptămâni, care primesc un telefon de la secretariat, pregătiți-vă că pe 6 octombrie începe seminarul. Cântecul care era pe buzele mele, noi azi plecăm în lucrare, fierbea în sufletul meu, eram fericit. Dragii mei, Dumnezeu este atât de aproape de noi. Vrea să fie atât de aproape de fiecare. Dar problema este nu dacă cunoști despre. Pentru că, din păcate, la... Bine, nu poate face mai mult o comisie de examinare pentru botez decât să te întrebe de morala ta, de deciziile tale, dar nu știe viața ta. Dar nu să cunoști despre Dumnezeu. Și ce spune Hristos celor care sunt la stânga Lui? Îmi pare rău. Niciodată nu te-am cunoscut. Azi e zi de sabat, ziua întâlnirii cu Hristos. Dacă nu devine o nevoie dureroasă, nu să fiu bun, că nu intră cei buni, toți suntem păcătoși, ci durerea lui Pavel din Filipeni 2 și să-L cunosc pe El. Vreau să vă dau textul exact și să vă spun locul.
Filipeni, cred că era 3, nu 2, da? 3 cu 10 și să-L cunosc pe El, pe El, nu despre, și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Dragii mei, liceeni, părinți, dascăli, sau îl cunosc pe El, sau toată religia mea este marea păcăleală a lui Satana. Sau îl cunosc pe El, sau Domnul va spune, îmi pare rău, ai fost moral, dar nu mă cunoști. La mine în împărăție de doar fii și fiice, cei care mă cunosc, care sunt tăticule. Apropo, Abba însemnează tăticu în limba ebraică, e în diminutiv. Ava, tăticule, dacă nu mă cunoașteți, între noi nu este nimic. Bunul Dumnezeu, să aibă milă de noi, să aibă milă și de mine, să aibă milă de toți, ca să ajungem să știm că viața noastră este viața în doi, că Hristos e cu mine și eu cu El. Amin. Amin.